Dacă nu putem să ținem fără ulei, bine, să mâncăm ulei. Problema este să știm că ar trebui să nu mâncăm. Restul să facă fiecare cum poate. Să te împărtășești sau nu, nu te împărtășești în funcție de ulei. Te împărtășești în funcție de carne. Și anume, ce fel de carne? Carnea de om. Dacă ai mâncat carne de om, nu te poți împărtăși. În niciun fel. Și când clevetești, să știi că ai mâncat carne din aproapele tău. Asta e problema. Mănânci carne de om sau nu? Păi nu mănânci. Cum nu mănânci când îl vorbești de rău pe aproapele tău? Îl clevetești, îl judeci, ce faci? Cum nu mănânci? Asta numește am mâncat carne de om. Atunci nu te poți împărtăși. De altfel, ați văzut că între cele 24 de vame al Văzduhului, prima vamă este vama clevetirii. Vama clevetirii. Sunt foarte multe cazuri când unii au mâncat carne în post. De ce? Nu au avut ce. Nu au avut ce mânca altceva decât carne. Știți cum țineau post? Mâncând un pic mai puțin. Sunt pușcăriași care au ținut în pușcăriile comuniste post. Da? Ce post? Pentru că în fiecare zi le dădea carne. Dar nu le dădea carne păsăturată. Trecea așa până ciorbă sau până zeamă. Și atunci îi țineau post cum? Mâncând un pic mai puțin. Din puțin cât mâncau, mâncau mai puțin. Ăla se numea post. La ei, în situația aceea. Există un episcop, prieten cu un han tătar, pe vremea asta, pe vremea aceea, și care avea bune relații, pentru că acesta era foarte aspru și prin prietenia asta, creștinii pe care îi păstoreau, o duceau și ei mai bine. Numai că ăsta fiind foarte aspru, nu știu ce au făcut, ce au greșit niște creștini într-un sat, i-a arestat pe toți și i-a condamnat la moarte. Peste 500 de persoane. Atunci episcopul a ieșit de la slujbă, era vinerea patimilor și s-a dus la el. Și a zis, cum este posibil, prietene, să-mi faci o asemenea de întristare în săptămâna patimilor? Și cum o să mă bucur eu de marea sărbătoare a creștinătății, învierea Domnului, dacă tu mi-ai condamnat, mi-ai arestat pe creștinii mei, mi-ai condamnat la moarte. Păi au făcut așa, așa, bine, așa, dar iată-i că nu pot să eu să petrec Paștele și ei să fie mort. Și în sfârșit, până la urmă au ajuns la concluzia că da, iartă, bine, ia loc la masă să mâncăm. Și cum mâncărurile erau numai cu carne, că așa mâncau pe atunci tătarii, și acum cred că mănâncă la fel. Episcopul a zis, cum voi mânca? În vinerea patimilor, tu îmi dai carne mie. Uite care e rânduiala. Și el a zis, hanul a zis, mănânci sau nu mănânci? Dacă mănânci, ție eliberez, dacă nu, în loc să execut mâine, execut azi. Și episcopul s-a așezat, a mâncat bine, a dus la slujbă. Și au scăpat creștinii. A văzut că se mănâncă și carne în vinerea patimii. Și cine? Un episcop. Dar așa a fost situația. Oare episcopul acela s-a dus în iad că a mâncat carne în vinerea patimii? Nu. E cazul e altul. Că astăzi suntem puși în asemenea situații să vedem oameni creștini botezați care n-au măcar nici fiorul ca idee a ceea ce reprezintă vinerea patimilor. Și cu motiv sau altul. Știți că în săptămâna întâi de post, în săptămâna patimilor, în săptămâna luminată,
ar trebui să nu lucrăm, să fie sărbătoare ca duminica. Din păcate, nu prea respectăm decât pe cele cu roșu în calendar. Dar de ce ar trebui? Pentru că numai nemuncind putem să ajungem la o trăire reală a ceea ce reprezintă respectivele săptămâni. De ce nu muncim noi duminica sărbătoare? De ce le ținem prin, și prin nelucrare? Ca să ne rămână timp de rugăciune, de vizitarea bolnavilor, de meditație, de citire, de vizite între noi. De aceea, noi cinstim și prin nelucrare.